fixe în acest sezon. Aglomerație de fotbaliști în 3-4 metri. Pap trebuie să se uite dacă are vreun culoar să iasă. Nu are! Este golul lui Cașini, unul dintre cei mai mici jucători de pe teren, care înscrie cu capul. Este 1-0 pentru UTA în acest minut 26. Această aglomerație de jucători în preajma porții lui Pap creează premizele unui spațiu ceva mai mare la marginea careului de 6 metri, dar să vină atât de liber, să nu fie nimeni cu el, asta mi se pare greu de acceptat. Poenaru în prim plan, hai să vedem încă o dată. Cel care trebuia să-l aibă în marcaj, cred că este bulgarul Antoni Ivanov. Ivanov este la distanță mare. Se și dezechilibrează Ivanov, am impresia, pierde prin planul și rămâne un simplu spectator. Bucuria lui Cașini. El care s-a despărțit de Academica Clincen la începutul acestui an, sigur din cauza celor super cunoscute probleme financiare ale clubului Ilfovean. Pe Tejan prin plan.